4 delfini și 3 lei de mare din Harkov sunt pe cale să ajungă la Constanța. Biologii ucraineni se tem pentru viața mamiferelor și vor să le salveze. Astfel, delfinariul din țara noastră ar putea să le devină refugiaților speciali noua casă. Ba chiar există discuții ca delfinii și lei de mare să vină în țara noastră însoțiți de îngrijitorii și de dresorii lor. Biologii din Harkov au ajuns la capătul puterilor. Nu mai au mâncare și nici nu-și mai pot îngriji delfinii și leii de mare de la delfinarul Nemo. Așa că au făcut un apel către autoritățile din Constanța pentru a reloca mamiferele. Ar trebui imediat scoși din acea zonă, pentru că nu mai au nici hrană, nu mai au și nici îngrijirea corectă. Ne-am arătat disponibilitatea. În așa fel încât să putem să salvăm niște animale care n-au nicio vină. Atât Consiliul Județean Constanța, care patronează delfinariul, dar și specialiștii marini constanțeni au răspuns prompt solicitării și spun că sunt pregătiți să primească refugiații speciali. Vom cantona într-o locație separată de delfinii noștri. Practic, noi vom muta delfinii noștri în bazinul vechi, bazinul mic, și vom aduce în acest delfinariu pe cei noi patru, care vor rămâne aici o perioadă, sperăm, mai lungă de timp și care se vor împrieteni ulterior cu delfinii noștri. Sociabil din fire, delfinii se vor simți mult mai confortabil în compania mai multor exemplare din specia lor. Astfel, turiștii ar putea avea parte în scurt timp de reprezentații impresionante cu 6 delfini. Există șanse mari ca animalele marine să vină însoțite de dresorii și îngrijitorilor din Harkov, iar alături de ai noștri să creeze spectacole fabuloase. Și leii de mare ar putea avea partea lor de show. Vor veni și 3 exemplare, cum spuneam, de lei de mare. Vor fi și ele cantonate separat de ceea ce avem. Vom avea un mascul și 2 femele. După discuțiile cu cei de la Direcția Sanitar-Veterinară, vor urma și negocieri cu partea rusă. Se vor cere coridoare de siguranță menite să le permită mamiferelor și îngrijitorilor trecerea.